Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Livada Vâlcea. Continuăm filmările la domnul Costin, Comuna Galicea, județul Vâlcea. O să vă fac mai multe videoclipuri, pentru că aici, în primăvară, mi-am lăsat eu amprenta asupra pomilor și viței de vie la domnul Costi. Vă prezint un alt măr al domnului Costi. De pe acesta a mâncat mere, niște mere extraordinar de mari, și de data asta vă rog să mă ajutați la identificarea soiului. Are foc bacterian de 3 ampieri și nu reușim să îl vindecăm. Da? Acolo, ultima dată când m-a sunat, mi-a spus că din nou vârfurile sunt arse și l-am pus să taie. Tăietura aia o să o fac eu cumva în primăvară, trebuie așezată sau chiar acum. Se văd și mai jos. Vede că ciotul e negru. Eu am dat cu mastic toate rănile. Se văd tăieturile. Aseară am observat că și aici peste gard, unde se vede nucul ăsta secular, ăsta are 200 de ani nucul, garantat, se vede de pătrunchi. Vecinul are puțin mai jos, aici pe stânga, și el un măr afectat, un măr care e un măr din ăsta, cum să zic, vechi, rezistent la boli, nu ca ăsta al domnul Costi. Astea sunt merele, indiferent câte face, el vrea să le ducă atât de mari. Astea sunt două aici. Unu și încă unul în spate și astea sunt patru pe un buchet. Da? Se văd. 1, 2, 3, 4. Așa le face. Nu am urărit pentru că, fiind afectat de foc, s-a tăiat foarte mult din el și are capacitatea să o ducă. Îl vedem. Sănătos. Tot un spur, a zice eu, ca și soi. Vedem. Asta aici va face un măr. Direct pe ax, pe trunchi. Cum e și asta. Da? Și probabil... A, mai garnisit. Ia uitați, și ăsta la fel, da? Mereu vă arăt mugurii de rod. Dacă nu știm mugurii de rod, ia uitați. Da? Deci, direct pe șarpantă. Asta e șarpantă. Asta e sub șarpantă. Deci direct pe șarpantă. Iar asta e direct pe ax. Ar fi culmea să apară. Bine că lăstarii mai apar. L-am pus de la văruit, frumos. Desfundătură aici nu i-a executat. Urmează anul viitor. Cum v-am prezentat eu la părul meu și cum am făcut și părul Williams galben de videoclipul anterior. Așa se prezintă. Da? Calibru mare. Mare. Frunza, să vă prezint și frunza. Poate că nu am soarele. E, cum să zic eu, e lungă. Super sănătos el așa ca și crește. Uitați. Opa, am observat. Uitați. Cicada malifera. Da? Mulți o confundă, m-am mai făcut eu video, cu păduchele lănos. Ia, sper să nu zboare. Acum, te învârți. Ia uitați. O vedeți? Acum s-a mișcat un pic. Ea e ajunsă la maturitate pentru că a luat culoarea galbenă, dar când e mică, sunt două, mai una mai sus și una mai jos. Le vedeți acum? Niște picățele pe ele. Da? Și fac exact un puf, o lână albă.
Le-am scuturat ca și păduchele lănos. Am tăiat în verde și uitați ce creștere are din nou. Da? Deci 20-40 cm. A super garnisit. Ia uitați. Ia uitați. Da? Și ăsta, pentru că la tăierea în verde a mai apărut acest lăstar după tăierea în verde, la pețiol, dacă ne uităm, da? Aici, observăm că el deja a diversificat și pe ăsta, da? Care trebuia să rodească, cum ar veni, anul peste 2 ani, el în anul viitor are deja în formare muguri de rod. Dar eu asta o voi reduce de aici, pentru că am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buchete. Dacă din 7 buchete leagă iară câte 4, câte 4, atunci vei face rărire, pentru că el nu are cum să țină atâta rod. Da? E grosuță sub șarpanta asta, dar nu are cum să țină. Grosuță, ar ține 50 de kg, nu 50, exagerez, 30 de kg ar ține, da? Dar e prea mult rod. Frumos, foarte frumos s-a garnisit. Ia uitați, asta e plină. Plină, plină, plină. Și aici, da? Vedeți? O palmă e de garnisită. Și la vârf, uitați, a făcut un mugure, da? Mugure de rod. Eu vin și tai aici, partea asta de garnisită, să îmi îngroș pe asta, pentru că are foarte mulți muguri de rod. Uitați, altă creștere frumoasă lungă. Ajutați-mă cu soiul ăsta. Cam atât am vorbit despre el. Cam atât v-am arătat. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să distribuiți. Doamne ajută, sănătate!